Dacă vreți să adresați la urmă. Mă gândesc să vă aleg și domnul și sala. Da. În primul rând, bună ziua și dați-mi voie să salut în numele consilierilor județeni și numele meu personal și să le mulțumesc prezența presei. Mulțumesc tuturor directorilor de concentrate, tuturor colegilor primari, indiferent de culoare politică. Mulțumesc minorităților, în mod special. Mulțumesc mediului academic, sportului și toți care astăzi, tuturor care astăzi se află în această sală. Vreau să mulțumesc din suflet, în mod special, colegului meu, prietenului meu, Bogdan Cuțucă, parlamentarilor din județul Constanța, repet, indiferent de culoare politică, și nu în ultimul rând, îi mulțumesc din suflet și promit că voi munci și voi fi dedicat așa cum m-am învățat la unele discuții private domnului președinte al Senatului României, domnului Nicolae Ciucă, și președintele partidului din care fac parte. Și mulțumesc din suflet pentru că a fost alături de mine încă de la lansarea mea și iată că și astăzi și-a făcut timp să fie aproape de mine și vă mulțumesc din suflet, domnule președinte, și vă doresc un drum cât mai ușor să aveți și dumneavoastră și să mă invitați și pe mine la Cotroceni. Așadar, dragilor, vreau să vă spun câteva aspecte. Pentru mine, această funcție nu înseamnă o încoronare. Această funcție înseamnă o mare responsabilitate. Vreau, din acest moment, ca împreună cu cei 36 de consilieri județeni să ne punem la aceeași masă, să luăm cele mai bune decizii pentru județul Constanța și pentru Constanțeni. Trebuie să deschidem acest județ foarte important, cu o bogăție foarte mare, care trebuie să o aducem, să o vadă toată țara. Eu sunt un om de echipă, nu sunt un tip conflictual, cred că mă recomandă cei 20 de ani de administrație locală, unde am reușit să unesc oameni, am reușit să stăm la aceeași masă și să atragem cele mai multe fonduri, credeți-mă, din țară vis-a-vis de comună. De regulă sunt omul faptelor și nu al vorbelor. Eu vreau să rog presa, am nevoie de dumneavoastră să mă trageți de mânecă acolo unde greșesc, dar totodată trebuie să resuscităm acest județ. Și trebuie să plecăm, în primul rând, de la angajații din Consiliul Județean. Mâine, la ora 9:30, voi avea o ședință cu ei. Dacă presa consideră că trebuie să vină, cu mare drag.
Vă mulțumesc din suflet și vă doresc să aveți sărbători care vin cât mai frumoase, să avem liniște sufletească și să fim oameni buni, pentru că județul are nevoie de oameni destoinici, corecți, buni și să învețe de la noi, să arătăm că putem să fim mândri noi de ei și ei de noi. Iar premisa mea pentru salariați și în viață cu oameni care voi lucra este: ori te schimbi, ori te schimbi. Vă mulțumesc din suflet și toate cele bune! Să facem, da. Nu privesc jocuri politice că peste 4 ani mai vreau un mandat. Dacă cetățenii vor fi mulțumiți de realizările mele, să nu uităm că și am plecat de la dintr-o localitate foarte iubit, ca 90%, cred că am plecat cu ușa de spate și cetățenii zic eu că mă iubesc și vreau să le răspund. Mă rog, sunt un om sufletist. Sunt un om cu care mă gândesc la fiecare om din fața mea pe care mă văd, dar pot să vă dau o comparație. Ora Ihor au 98, 96, 98 de salariați în cursul de țară. Constanța are 107 de 180. Dar, nu fiind exclus, am nevoie de ei, voi face direcții pe proiecte, voi lua, dar fix un viza. Mâine am invitat la ședință. Îmi voi lua cei mai buni oameni pregătiți pentru proiecte, pentru a face administrație, pentru a dezvolta acest județ. Niciun partid, din câte știu eu, nu are o discuție în sensul ăsta de colaborat. Eu am colaborat în toți acești 20 de ani cu toți liderii politici. Eu zic că voi colabora și transparent cu toți liderii politici. Vom sta la masă, vom găsi, vom analiza. Important este că nu am ajuns aici să intru în conflicte cu parte din consilierii toți. Astăzi pot să vă spun cu siguranță că Filipescu Răzvan este unul din vicepreședinți. Al doilea, am variante, am mai multe variante, în funcție de cum vor evolua, dacă vreți, discuțiile cu celelalte partide. Și vă pot spune la prima vedere, așa cum sunt transparent și așa o să fiu, e normal să faci cu dreapta. Am fost mereu să fac cu stânga, dreapta, am putut să fiu cu toată lumea, stau la aceeași masă. Dar, dacă ne ducem pe dreapta, sunt 3 plus 1 și cu 16, da, sunt adunat 20. Nu am o majoritate largă. Dar nu așa gândesc eu. Eu nu gândesc așa. Eu vreau ca oamenii să le spun ceea ce vreau eu să fac pentru Constanțeni și ei să mă susțină. Dacă vor avea un om bun, indiferent de la ce partid, îl pun vicepreședinte. Nu contrazic, eu vorbesc de mine ce fac la Constanțeni. Nu vorbesc la nivel național.